Bună ziua, dragi prieteni! Vă mulțumim că ați acceptat invitația Muzeului Național de Literatură Mihail Cogălniceanu și sunteți astăzi aici, alături de noi, la un eveniment important, la lansarea unei cărți apărute recent, Alexandru Plămădeală, un promotor al frumuseții clasice, o carte care a apărut la editura Știința, în colecția cunoscută de toată lumea, Personalități Notorii, a fost elaborată în cadrul Muzeului Național de Literatură Mihail Cogălniceanu și a fost îngrijită, coordonată de Vasile Malanețchi. Domnul Vasile Malanețchi a făcut selecția, a scris prefața cărții, s-a îngrijit de tabelul cronologic care este inclus în acest volum. Despre cartea Alexandru Plămădeală, un promotor al frumuseții clasice, vor vorbi câțiva invitați. Eu însă vreau să spun la început că această carte apare în anul când se împlinesc 8 decenii de la trecerea în neființă a lui Alexandru Plămădeală și iată că este lansată în preajma zilei de naștere a plasticianului. Este o carte despre un artist cu destin cumva paradoxal. Domnul Vasile Malanețchi scrie în prefață că Alexandru Plămădeală este cel mai important plastician basarabean din prima jumătate a secolului 20, dar și sculptorul cu cele mai multe lucrări dispărute. Astfel, cartea pe care o lansăm astăzi este, cred că, în primul rând, un omagiu pe care îl aducem, îl aduc autorii acestei cărți, artistului Alexandru Plămădeală și, pe de altă parte, este și un gest recuperator. Este o acțiune care îndeamnă, de fapt, sau poate care ne atenționează asupra necesității valorificării operei lui Alexandru Plămădeală. O invit acum pe doamna Maria Șnertițchi, director general al Muzeului Național de Literatură Mihail Cogălniceanu, să ne spună câteva cuvinte despre acest volum. Bună ziua, stimați colegi! De la Uniunea Scriitorilor, de la Editura Știința, de la Institutul Patrimoniului Cultural. Cred că este un moment în care domnul Vasile Malanețchi și doamna Tamara Malanețchi, colaboratorii Muzeului Național de Literatură Mihail Cogălniceanu, au prilejul să se bucure de munca lor, să se bucure de apariția acestei cărți frumoase, foarte bine gândite, pentru că, așa cum spunea într-o discuție particulară domnul Vasile Malanețchi, această carte a început să se scrie de prin 1998, când Vasile Malanețchi a publicat primele materiale despre Alexandru Plămădeală. Este o carte care acoperă un gol mare în istoria artelor plastice din Republica Moldova și a artelor plastice din spațiul românesc. Este o carte care aduce printre personalitățile notorii o personalitate lăsată cumva într-un con de umbră timpul de privat, penetrent lăsată într-un con de umbră. Este vorba de artistul plastic Alexandru Plămădeală. Eu vă îndemn să vă procurați această carte, vă îndemn să citiți această carte și să vedeți cu câtă limpezime și-a alcătuit această carte Vasile Malanețchi, să citiți prefața cărții care este scrisă cu multă căldură, să vedeți cu câtă acribie este elaborată tabelul cronologic, să vedeți care este concepția cărții, să vedeți ce nucleu semantic are această carte în interior,
bună oară, capitolul legat de istoria monumentului lui Ștefan cel Mare, care reprezintă, de fapt, un simbol al zigzagurilor prin care a trecut istoria românilor din stânga Prutului. Este o carte pe care eu am răsfoit-o, este adevărat, pentru că nu poți să citești așa întreagăt o carte scrisă cu atâta documentare și este foarte bine documentată. Și o carte scrisă de mai mulți autori, să zic, sau cuprinde ca într-o antologie piesele de rezistență care s-au scris despre Alexandru Plămădeală de-a lungul timpului. O să vă regăsiți aici pe Teodor Braga, o să vă regăsiți aici pe domnul Tudor Stăvilă, o să-l găsiți aici pe mai tineri cercetători ai artelor plastice din Republica Moldova. Și, bineînțeles, o carte de acest gen necesită timp. Vă îndemn să citiți această, să studiați această carte și vă îndemn să redescoperiți personalitatea lui Alexandru Plămădeală. Cu părere de rău, noi, din această zonă de unitate, suntem foarte relaxați în privința valorilor de patrimoniu pe care le-a dat acest pământ. Cartea reprezintă valorificarea perioadei de aur, să zic, a culturii române, perioada interbelicului, și totodată reprezintă reflecția acestei perioade sau reflecția urmașilor asupra importanței acestei perioade prin personalitatea, prin activitatea lui Alexandru Plămădeală. Aduc felicitări Editurii Știința, care a realizat deodată acest proiect important cu încă o carte în serie personalității autorii și că a găsit în persoana domnului Vasile Maranețchi, secundar și ajutat de aproape Tamara Maranețchi, omul cel mai indicat pentru realizarea acestei cărți. Colegii noștri activează în cadrul Muzeului Național de Literatură. Această carte a fost lucrată pe timpul pandemiei și pe timpul pandemiei. Iată o carte care apare tocmai în aceste condiții dificile, dar care se vede că a așezat scriitorii, cercetătorii la masa de scris și ei au știut să valorifice acest timp. Felicitări! Doamna Maria Jefiți menționa la început că Alexandru Plămădeală este un artist care, de păcate, a trecut cumva într-o colonă de umbră. Opera lui, de fapt, destinul operei lui, ziceam mai sus, multe dintre sculpturi au dispărut de-a lungul anilor, este, de fapt, un exemplu despre cum o colectivitate renunță la memorie și cum se mancurtizează. Citesc tot din prefața semnată de Vasile Maranețchi. Isteria antiromânească și furia proleticultistă feroce, instaurate în acest spațiu, au făcut să dispară pe rând operele de structură monumentală care erau garantul apartenenței noastre, operele de sculptură monumentală. Aceste opere, continuu de acum în afara citatului, erau garantul, de fapt, apartenenței noastre la un neam. Sau ne legitimau ca neam. Și veți găsi în această prefață și multe mai multe sculpturi care au dispărut între timp, printre care bustul regelui Ferdinand I, al mareșalului Averescu, al lui Nicolae Grigorescu, Dodici, Hașdeu, Tomaciorbă, Limoncionescu și altele. Ceea ce este interesant, că în această carte veți descoperi și studii semnate de literați. Un articol este semnat de Tudor Paladi și mi-a plăcut că în acest articol Tudor Paladi compară sau numește operele lui Alexandru Plămădeală poeme dăltuite. Îl invit acum pe un poet să vorbească despre această carte, pe președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, domnul Arcadie Sucedan. Eu, din nefericire, n-am văzut cartea în integralitatea ei. Mi-au parvenit
sunt doar copii ale prefeței și o copie a prefeței și o copie a tabelului cronologic, care mi-au permis să-mi fac o impresie așa generală despre această lucrare. Dincolo de aceasta, însă, vreau să menționez faptul că, într-adevăr, în ceea ce privește pe Alexandru Plămădeală, artist plastic, sculptor, de excepție, care an la rând a fost, putem spune, cred că fără a greși, ținut în perioada sovietică la index, iar în perioada post-sovietică, iată, având un destin continuare, un destin ingrat, atât el, omul, artistul Plămădeală, cât și lucrările sale, putem spune că acest act, această carte, în primul rând, și lansarea ei și popularizarea ei, constituie un act reparator pentru această personalitate, pentru lucrările lui și pentru memoria lui. Este un act de recuperare, în același timp, a acestor lucrări. A avut un destin ingrat. Adică, nu atât omul care s-a născut și s-a manifestat în perioada cea mai fastă a României, perioada interbelică, când, într-adevăr, a avut o activitate de mare succes. Atât aici, în Basarabia, la Chișinău, cât și în București, în alte spații de cultură românească, a fost un sculptor și un pictor, un artist plastic cunoscut de la 30 de ani. 30, 40 de ani. Și foarte apreciat. Destinul lui nefast începe odată cu acel partid din 28 iunie 1940, care, după cum știm, s-a produs cu după nici două săptămâni de la moartea lui Alexandru Plămădeală, 15 iunie 1940. Și acum ne întrebăm și noi, se întreabă și domnul Alanețchi, în aceste excelente, vreau să zic, texte, prefața și tabelul cronologic și fac o paranteză, să nu mulți firul propoziției. Ar fi fost bine, domnule Malarețchi, dacă este un adevărat eseu prefața, prezentați poate la revista literară. Cred că nu este târziu nici acum, dacă avem în vedere faptul că cărțile au totuși o circulație foarte restrânsă și că nu au ajuns așa la cititor, în măsură în care să nu ne permită publicare. Nu este nu va fi o republicare, ci va fi o publicare în revistă acestui splendid text care este prefața. Deci, dar chiar mi-am uitat cum am pornit propoziția, vă rog să mă iertați, o să pornesc altfel. Este lesne, cred că, să intuim și să încercăm să înțelegem ce s-ar fi întâmplat cu Alexandru Plămădeală, în primul rând, dacă ar fi trăit încă două, trei săptămâni, sau dacă ar fi trăit după 28 iunie. Având în vedere alte cazuri și alte drame care s-au întâmplat cu artiști, cu scriitori, bineînțeles că ar fi putut urma calea gulagului. Ar fi fost poate chiar lichidat, dat fiind faptul că el s-a realizat, s-a manifestat pe deplin talentul lui și s-a manifestat în acea perioadă românească care constituie, cum spuneam, perioada înfloritoare a națiunii române. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, destinul operelor sale. Destinul operelor sale, am spus că este ingrat și continuă să rămână ingrat, în ciuda faptului că a lăsat opere, cum s-a spus aici,
de patrimoniu, opere reprezentative pentru statalitatea noastră, dacă vreți. Statuia lui Ștefan cel Mare, pe care ne-a lăsat-o el în perioada sovietică, știm bine, că a fost un simbol al rezistenței și demnității românești aici. Întreaga suflare românească, sau când vreau și noi să ne demonstrăm fibra noastră națională, treceam de la monument sau încercam să manifestăm la statuia, la monumentul lui Ștefan cel Mare. Astăzi, bun, cu excepțiile de rigoare pe care le cunoaștem foarte bine, el a devenit un simbol al această statuie a statalității Republicii Moldova. Hai să nu dezvoltăm aici, să nu deschidem alte paranteze, ce înseamnă statalitate, etc. O altă lucrare este antologică, o lucrare antologică a lui Alexe Matveievici, care se află la cimitir și după care s-a făcut copie, nu? Pentru Aleea Clasicilor Literaturii Române. E o lucrare originală pe ei. Care e originală. Făcută de Dumitru Rusu Scorțov. Așa, da. Greșesc eu, da. Deci pe, la momentul din cimitirul central de strada armenească sau bustul în Ipsos rămas, nu? Al lui DPHD-ul. Este și originalul roșu la Muzeul din Câmpina. Din Câmpina. În curtea Muzeului. În curtea Muzeului. L-am identificat în 94. Da. În Câmpina. Deci, lucrare de asemenea putem spune de patrimoniu. Cu atât mai valoroasă este această lucrare a domnului Malanețchi și a doamnei Malanețchi de a readuce în circuit de valoare această ilustră personalitate care este încă foarte puțin cunoscută și trebuie să recunosc și eu subsemnatul că cunoaște foarte puțin despre destinul lui ca artist și despre creația lui. De aceea, sigur că apreciem foarte mult acest efort de a aduce o lucrare atât de importantă astăzi în fața noastră, în circuitul nostru de valori. Regretul nostru este că și pandemia îngreuează acest proces, dar în general cartea are o circulație restrânsă și este mare păcat și ar trebui să facem cumva încât această lucrare să ajungă la biblioteci, nu știu în ce tiraj cupărește Editura Știința, să ajungă și aici, dar să ajungă și la instituțiile de cultură și artă de România. Felicitările noastre și vă mulțumesc foarte mult! Îl invit pe domnul Mircea Deciobanu, director editorial al Editurii Știința, să ne vorbească despre această carte și poate și despre felul în care ajunge ea la am zis că aici, că am înțeles că aici se poate și care mască, Maria, așa, parcă, da? Sunt niște ioni aici, pe care e mană microfonul și puteți să ne termine. Chiar mai eram, ne-am obișnuit de acum de câteva luni să lucrăm așa într-un regim de cosmonauți, deci autonomie totală acasă, încât ziceam, când am să ies eu în spațiul public, când am să fiu nevoit să ies, care o să fie marele eminență sau mare necesitate. Uite, domnule, trebuie să ies ca să vin la lumea scriitorilor, la Muzeul de Literatură, la o lansare de carte și să vorbim despre arta plastică. Ce frumos, ce prioritate devine deodată, exact așa cum acum, pentru foarte mulți dintre noi, cel puțin pentru mine, unul cititul cărților a devenit chiar o plăcută zăbavă, pentru că nu am mai citit atât de foarte multă vreme. Citesc numai cărțile necesare, pentru că asta mi-e meseria sau manuscrisele unor cărți, inclusiv aceasta. Eu mă uitam cum suntem aici la masă toți cu mascați și ziceam că dintr-o parte cred că semănăm cu un grup de teroriști care în câteva clipe o să punem un ultimatum, dacă nu se găsește un set
Bucureștiul pentru lumea scriitorilor, așa cum, sau pentru Muzeul Literaturii Române din Chișinău, atunci să știți că o să se întâmple ceva foarte grav. În ceea ce ține de carte, este meritul lui Vasile Mălănescu, nu este la prima carte editată la noi, chiar din această frumoasă colecție cu un titlu ușor sau chiar evident pleonastic, Personalități Notorii. Am mai editat și carte despre Alexei Matveievici. Vasile este și un editor cu un stadiu foarte vechi și experimentat și lucrător de muzeu. Și norocul lui este că a găsit, noi avem la editură un om pe care eu zic că e responsabil de patrimoniul cultural la Editura Știință. Este vorba de Mihai Papuc, care merită toate aplauzele pentru toate cărțile pe care le face eu, pentru inclusiv aceasta, pentru faptul că în pofita acestei pandemii care a limitat multe activități ale multora, dar noi la editură vreau să vă spun că nu s-a oprit nici cu un pic, poate chiar pe aici, pe acolo, a mai depășit, a mai evitat și de ce nu ne programați în acest an. Nimic din ceea ce ne-am propus, ca să vă dau câteva exemple, Ionelea Grădulescu, două volume, deci de ediții comentate, care nu a mai existat aici în Basarabia, ca să spun. Sau, exact așa, Matei Caragiale, sau Mihail Tocălinceanu, care nu trebuia să fie editat la noi. În fine, în ceea ce ține de această carte, era și firesc, eram pe un drum pregătit, eram cu, în asentimentul planurilor lui Vasile Mălănescu, cred că contribuția noastră a fost doar de redactare, paginare și poate câteva sugestii în ceea ce ține de structura cărții, mă rog, ca să o adaptăm rigorilor colecției, deci nu ale noastre, nu ale editurii. În ceea ce ține de Alexandru Plămădeară, eu mi-am închipuit, adică v-aș propune să vă imaginați acum că nu ar exista în centrul Chișinăului monumentul Ștefan cel Mare. Cum ar arăta Chișinăul? Unde s-ar aduna lumea ca să manifeste? Și fiindcă una din ultimele fotografii aici este cea cu Ion Ungureanu, cel care a readus monumentul în față, maestrul Vladimir Veșleagă ne-a povestit și am savurat cu plăcere o istorie în care tocmai făceam o carte despre Teatrul Ceafrul și domnul Veșleagă ne-a ajutat să înțelegem nu unde a fost născut, dar unde a, cum a fost botezat Teatrul Ceafrul. Ei când trebuiau să plece la, în ultimul an, deci la sfârșitul lui august, trebuiau să plece la Moscova în ultimul, al cincilea an, la școala Șutin, în centru, un grup de intelectuali, în frunte cu Petru Călare, care era și prieten și coleg cu Ion Ungureanu, au hotărât să se sărbătorească aniversarea 600, da? De la fondarea statului moldovenesc, cu depunerea florilor la monumentul lui Ștefan cel Mare, ceea ce era o crimă, ceea ce a urmat o întreagă anecdotă, adică o istorie care a devenit pe urma anecdotă, pentru că atunci când Ion Ungureanu trebuia să fie expatriculat de la Moscova, conducătoarea grupului le-a spus celor care au venit, plătătorilor de seamă, ce ați, cum ați fi procedat voi dacă la Moscova cineva ar fi depus flori la monumentul lui Iurie Dolgorughi, fondatorul Moscovei. De ce credeți că asta este o crimă? Oamenii își omagează personalitățile. Alexandru Plămădeală, într-un fel, este artistul pe care îl omagiem și dintr-un considerent extraordinar al contribuției sale culturale, nu doar artistice, pentru că așa se întâmplă că noi intrăm în istoria artelor, mult mai târziu decât în istoria literaturii. Artele culte nu au o istorie decât
nici nu de la mijlocul secolului XIX, avea spre sfârșitul secolului XIX, pentru că istoria artei bute, asta înseamnă colecții, colecționari de arte, asta înseamnă muzee, asta înseamnă școală de arte, asta înseamnă un proces continuu. Ori asta se întâmplă de anii intermedii cu contribuția foarte directă a doi artiști plastici, de viziuni diferite, complementare într-un fel și oponenți fervenți într-un alt fel, este vorba de Luis Baiar, o să ne spună domnul Stariu, că el este specialistul, și Alexandru Plămădeală, deci arta modernă și arta respectiv clasică sau academică. În principiu, Vasile Mananeschi chiar a ținut să scoată în titlu acest aspect al artei academice sau clasice, deci Alexandru Plămădeală, un promotor al frumuseții clasice. În ceea ce ține de carte propriu-zise, eu am căutat în mod special câteva lucruri care m-au interesat și care nu sunt atât de multe, pentru că noi, din păcate, nu avem foarte multă critică de artă, există foarte multă istorie, inclusiv istoria artei sau istorie pură în această carte, și încă nu ce-a pomenit de literații, poeții care scriu despre Plămădeală, eu mi-am amintit de altcineva, sunt două tablete din Viața Pasarabiei din 36 și 38 ale lui Nicolae Costenco, care el face o disociere estetică a sculpturilor lui, deci nu vorbește despre istoria sculpturilor sau despre istoria lui, contribuția în istoria artei a lui Plămădeală, ci chiar despre operele de artă. Sunt câteva, dar totuși sunt aici Sofia Bobernaca. Bobernaca este Ana Marian, discipul al lui Tudor Stăvilă, care scriu despre asta. În fine, ceea ce cred că merită să reținem în acest context și pentru asta cred că merită să ne adunăm aici, este o parte, o spun și din pasă colegilor, deci Arcadie și Marie, care au vorbit, este necesitatea aceasta de a pune în valoare personalitățile care nu au fost atât de multe, dar au fost extraordinar de figuroase în acest context și au asigurat un proces estetic, artistic, care a devenit firesc deja prin cei care au venit ulterior. Și uitați-vă ce se întâmplă, noi vine Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, deci cu tăfălugul acela, prin monstrul acesta antiestetic, dar având în spate o tradiție culturală și estetică, noi intrăm direct cu niște artiști de forță, Valentina Rusu ceva nu mai trece și astăzi, Mihai Grecu, eu mă mândresc cu asta, adică eu care țin mai mult la arta modernă, că noi suntem modern din oficiu, pentru că cel mai mare artist plastic al nostru, Mihai Grecu, este un artist modern. Totul se datorează acestor eforturi deosebite de parcursul numai celor 22 de ani, când au putut să contribuie deci acești mari artiști, dintre care Alexandru Plămădeală este unul din numele de referință. Mulțumesc! Înainte să-l invit pe următorul vorbitor, mai vrea să vă mai citesc un fragment scurt dintr-o scrisoare a lui Alexandru Plămădeală, pentru că în carte veți găsi și câteva scrisoare adresate familiei. Această scrisoare este adresată Olgei, soția lui Alexandru Plămădeală, scrisă pe 4 decembrie 1923. Am ales acest fragment pentru că ne demonstrează că, de fapt, Alexandru Plămădeală este o fire foarte sensibilă și o fire foarte poetică. Are un simț foarte dezvoltat pentru cuvânt. Dacă vrei să știi ce doresc eu, citește mai departe în oglindă. Te-am iubit numai pe tine într-o lume de vis. Iar când te-am întâlnit, mi-ai devenit și mai dragă. Dragostea mea, încălzită de sentimentul tău, se aprinde și arde cu flacără imensă. Sentimentele mele nu sunt doar o reflectare a sentimentelor tale. Eu aveam materialul pentru ardere și tu l-ai aprins. Așa ești tu. Numai tu ai putut face acest lucru. Îl invit pe scriitorul Vladimir Veșleagăr
să ne spună câteva cuvinte despre cadre. Domnule președinte, ați dat cu ocazia că mi-ați oferit cuvânt să ați întrunena. Știind că va fi cazul să iau cuvânt în fața dumneavoastră, am cutezat totuși a obținut un exemplar de carte ieri de la domnul autor, de fapt de la doamna Tamara, și ceea ce am reușit să citesc într-o seară, într-o noapte, am reușit destul din mult. Chiar am citit, cum spunea domnul Scedeanu, Sibiu, da? Pentru că acolo este, Sibiu este magnific, este foarte detaliat, este foarte interesant, de unde atâta informația găsit domnul profesor Malanescu, până și părinții, lui sunt figurează acolo. În fine, vreau să spun și eu despre activitatea domnului profesor Malanescu, care s-a aflat la a patra carte din seria aceasta. M-am uitat cu fătorul ăsta și am văzut că iau 11-lea volum. Adică, din 11, 4 îi aparțin domnului profesor Malanescu. Este ceva, fraților, că e un muncă. S-a scris despre Costelco, s-a scris despre Matievici, s-a scos în urmă pe Vaselache și acum se readuce în actualitate pe Plăbădeală. Asta e o muncă, asta e o muncă mare, foarte mare. Și de ce zic o muncă mare? Pentru că aici am întâlnit colegi cu care i-am cunoscut și care figurează printre ei Gheorghe Vodă, cel care vorbește despre munca sculptorului. Asta e cea mai grea muncă. Unul care scrie cu pixul, cu urmanele, dar asta lucrează cu dalta, lucrează cu toporul, lucrează cu pistoliu sau cu ceva, lucrează cu porul ăsta, e muncă fizică. Nu știu dacă ați fost sau nu ați fost la Palatul Culturii, în Pompidou, în Paris, acolo alături se află muzeul, camera lui Brâncuș. Al lui Brâncuș, acolo stă. Pe Brâncuș era tiran, el avea pe... Avea discipolii lui, el avea pe Modigliani, care îi dădea la ceafă cu palma dacă nu lucra. Să muncești tu, să faci sculpturi, să faci lucrurile astea în lemn, în bronz, în toate astea. În fine, primul cuvânt de la urmă, cum spune Pitagora, în versurile lui de aur, spune așa, primul cuvânt de la urmă trebuie adus zeilor. Așa încep poezii versurile de aur al lui Pitagora. Primul cuvânt de aur, primul cuvânt de la urmă trebuie adus zeilor. Primul cuvânt de la urmă trebuie adus profesorul Malanescu, care a făcut un efort și acest efort a durat. Dacă ea urma să apară în 1988 și a apărut în 20, aici de fapt sunt și unii advertențe în text. Secolul trecut, secolul celălalt, sunt țarii în ideea secolul 19, care au scăpat din ei. Dar când începi să citești prefața, domnul Malanescu îi spune așa, fii atent ca să zice așa, că destinul lui Plămâneală este ca reflectarea oglindă sau asemănător cu destinul pasarului. Asta e ideea. Mai jos spui așa, Plămâneală a fost un răsfățat al sorții și un destin împlinit. Este? Este. Apoi dacă luăm și ne uităm la destinul Basarabiei și la destinul lui Plămâneală, după textul unitare, înseamnă că a fost Basarabie în cei 22 de ani sau cât a fost o răsfățată sorție, da? Așa de este, sau nu? Și așa a fost. Pentru că atunci când a scris Pan Halipa, necrologul lui Alexandru Plămâneală, în viața Basarabiei, a spus că a dus o viață grea, o viață chinuită, o viață cu tare, cu tare.
Și mai mulți au vorbit despre destinul lui. Domnul Adam contrazice și spui că a fost un răsfățat al soții și un destin împlinit. Ca artist. Este. Ca artist. E așa sau nu e așa? Eu cred că așa este. Așa, așa mai departe. De ce un răsfățat al soții? Pentru că a avut destinul să decedeze la 15.040 și să nu vadă mizeria și porcăriile care au urmat. Este ceva, este sau nu este? Același lucru s-a întâmplat și cu Liviu Rebreanu. Liviu Rebreanu a decedat la 29 august sau la 1 septembrie 44. Și n-a văzut invazia rușilor în București și în România, care spunea așa, Constantin Tănase de la teatru de satiră spunea, rău a fost cu Derridaș, acum ai mai bine cu Dablai Ceas. Așa spune Constantin Tănase, pentru care a pățit-o. Că rușii care au intrat acolo, îi depozitau pe tot de ceas, Dablai Ceas. Vreau să spun că eu am citit aici lucruri care m-au interesat în mod special despre colegii pe care îmi cunosc. De exemplu, Gheorghe Vodă face rolul muncii lui, titanice a lui Alexandru Prodăgheala. Lev Ceza, pe care l-am cunoscut, a fost un profesor, un om de cultură, care l-a editat pe Caragiale, dacă și nu l-a prefațat, a avut curaj. De altfel vreau să vă spun că ai noștri primii scriitori, mari scriitori moldoveni, s-au dat la o parte când a fost treaba să ia. Portnoi l-a prefațat pe Bielinescu, Portnoi l-a prefațat pe Creangă, Ceză l-a prefațat pe Caragiale, uite așa au făcut. Acum, ca să nu mă duc mai departe, am reținut dintr-un pasaj că Petre Ștefănucă a avut un articol de polemică față de Alexandru Plămădeală. Alexandru Plămădeală a scris un eseu care a amintit sculptură de la Chișinău, în Basarabia, care erau, nu erau de etnie românească, erau de evrei sau erau ce nu știu ce. Și acela probabil că un alt de anumite idei, i-a dat peste nas sau i-a replicat, a fost așa ceva. Uite ce lucrurile astea sunt detalii foarte interesante din viață, pentru că dacă te duci la generalități, nu înțelegi nimic. Ce destin a avut Alexandru Plămădeală? S-a născut într-o familie, au 17-lea copil, fraților. Au 17-lea. Unde s-a mai văzut în lumea asta să aibă cineva 17 copii? 18, el era al 17. Al 17-lea. El era 18. După el al 18-lea mai fost unul. Alexandru Plămădeală se îndrăgostește și își cunoaște pe soția lui Ana 11 la o întrunire, la o celebrare a lui Gogol. Cu Olga. Care era elevul studentă sau ce era la școala de fete. Poeze, numele ei de familie, îl știți? Numele ei de familie, îl știți? Al Olgăi. Ce nume de familie avea? Al Olgăi este Suceban. Este numele de Iacob Suceban, membru Sfatul Țării, era străbunicul lui Arcadie Suceban. Da, era Suceban, dar dumneata ești Suceziană, dar nu știu de ce ești Suceziană. Numele acte sunt Suceban, altele Suceban și altele Suceziană. Da. Dar e bine să vorbim să vizionăm. Ce interesant, că acea mamă, Ecaterina, lui Alexandru, era originară din Butul. Auzi-o, de unde și-a luat el nevastă, tatăl lui Mihail din Butul. Dar știți și asta în Butul? Ăsta e un sat destul de mare, alături de Dașlăc, un sat cu nume de Berec, dar Butul, localnicii nu spun Butor, dar Butul, Butul, dar Butul vine de la Butul,
de la Buturii, de la Buturuși, de la Șorpic sau de la, de la Copaci Tăian, de la Luflea. Și acea femeie, Academia, a născut 18 copii, de chipul tău. Iar Alexandru Plăbădeală n-a avut niciun copil. Am văzut și contract. Iată detalii din asta. Dar și mai interesant este faptul că monumentul lui Ștefan cel Mare, de fapt, mai multe ori se spune Ștefan cel Mare își sunt, Ștefan cel Mare își sunt. Ștefan cel Mare este sindarma legalizată sau actualizată. Dar Sfânt, vreau să vă spun, că e un pic de plasat. Eu știu că Ștefan cel Mare a fost, Ștefan a fost mare, deși de statorie era de sus. A fost mănișile curge, cum o vie la Bărbunceală, nu putea să urci pe cap, când o căzut. S-a urcat spinarea lui Bărbunceală și așa. Sunt. Dacă a fost Sfânt, nu, aici mai stau de gânduri, că a fost Sfânt. Mai ales că era foarte, foarte agresiv la mie, dar și l-a ascultat de capite. Apoi că sfințenia lui a fost un fel de explozie a clerului din România, că eu m-am întâmplat și am fost, nu s-a întâmplat în fața Ateneului, când mergeam pe acolo, și am fost la ceremonia aceea când s-a sfințit, s-a declarat Ștefan cel Sfânt. Hristos Sfânt. Care Sfânt lui? El e un mare. Și Alexandru Macedon a fost Sfânt, care a trăit, sau Napoleon a fost Sfânt. Militarii, în general, niciodată n-au fost Sfinți. Asta este. Și acum vreau să vă spun că monumentul, așa cum se știe, a fost de două ori evacuat. O dată la Vaslui și a doua dată la Oradea. Craiova. La Craiova. Craiova, da? Totuși Craiova. De ce vă spun asta? Pentru că eu merg la cimitirul central și trec pe o alee și deoparte stă mormântul Copinzeva, Claudia Copinzeva, de altă parte stă ăsta. Cum o cheamă autorul? Dominovski, așa un pietroi de granit, mare, mare, și scrie acolo Lazar Dominovski, care a făcut asta bustă și valea clasicilor, și monument bustă ăsta care e în hol aici al păstinii ăsta lor Dominovski. Alături este fiorul lui. Și am citit textul Claudiei Comiteva, și mi-a spus, am aflat așa, eu credeam că el este o evreicuță, nu știu ce, dacă stăm de aproape de Dubinovski, acolo el spune că ei venit dintr-un sat, sunt o femeie tare, tare. Acum, cum a merit ea la Comisia Unificată sau Comisia de Control în 45, când l-a descoperit la Oradea sau la Craiova, în zăpadă de Ștefan cel Mare și l-a adus aici. Sunt foarte, foarte multe lucruri și am să închei cu o descoperire sau un articol de mare clasă, pentru că l-am cunoscut personal al lui Vasile Badiu. Vasile Badiu, în 88, a publicat în Literatura și Arta un eseu despre Plămădeală, care începe cu un citat din Hegel. Și aici am să vă pun la încercare, alecuți intuiția și discuția. Ce spune Hegel? Pentru că suntem în lumea scriitorilor și văd cum a să trebuie inimile dumneavoastră și cum a să întâlnă ambiția dumneavoastră. Hegel spune așa, în prelegile de estetică, spune așa, că sculptura, pictura, poezia, dintre toate acestea, cea mai aproape de corporalitate este sculptura. Pentru că pictura, spune acolo
acolo cuvânt care eu nu l-am înțeles și am să-l întreb pe domnul Mananețchi să ne explice ce înseamnă să ocupă din plan. Pictura probabil e vorba de plan, suprafața plană, da? Iar muzică, iar poezia operează cuvinte. Și, da, fiți atenți ce vă spun eu, pentru că asta e chestie de meditație. Deși vreau să vă spun că nu știu corectorul de la editură, l-a scris pe Hegel cu H. Hegel. Nu se scrie cu H, se scrie Hegel ca în germană. Dar corectorii acolo au cam dat în bară și au scris Hegel cu, ca să nu fie Hegel. Au scris Hegel. Hegel. Sculptura, spune Hegel, este cea mai aproape și adecvată în exprimarea corporalității. Iar ce înseamnă corporalitate și de ce și cum putem să interpretăm cuvintele acestea extraordinar de merită a lui Vasile Badiu, citat în Hegel. Cine a citit dintre noi spre legile de estetică a lui Hegel? Eu am început și am citit fenomenologia spiritului și m-am înfundat și am găsit lecții de explicație după Tatăl Noi, ca publicat în România Literară și după ele, citind în paralel pe Hegel în traducere și pe noi, ca am înțeles ce vrea să spună Hegel. Apoi Vasile Badiu, care aduce acest citat din Hegel, și vorbește despre sculptură, și vorbește despre corporalitate, zice așa, că sculptura exprimă plenar cel mai mult ideea sau esența de corporalitate sau fenomenul corporalității, de când pictura și în special poezia care operează cu cuvinte, lunică la suprafață. Eu am stat și am reflectat. Dar de ce așa? Eu totdeauna consideram că poezia este superioară tuturor artelor. Poezia este și muzică, poezia este și filozofie, poezia este și nu știu ce, și nu știu, și cântic, și tot ce vrei. Când colo vine Hegel prin Vasile Badiu și îmi spune că sculptura este cea care exprimă corporalitate. Și atunci am ajuns la următoarea supoziție sau explicație. Da, dar să nu uităm, tors, acel sculptura tors care a luat premiul întâi la București, a luat premiul întâi de țară, în România, la salonul oficial de sculptură și arte. Tors este elogiat colosal până în ceruri de Costencu. Costencu a vorbit lucruri colosale. Dar Costencu spune că este un fenomen al lumii. Atunci, Clement Morrot, cu doi de R, spune că el este printre primii cei mai sculptori români. Nu al lumii chiar, dar printre primii. Printre primii. Și al aduce pe Jalea, pe Paciurea, pe Oscar Han, autorul monumentului lui Vasile Lungu de la Borghei. Apoi, și aici iar am să închei, că n-am încheiat din alineauri, corporalitate. Arta noastră, în special literatura, asta minimalistă sau mizerabilistă, se ocupă foarte mult de corporalitate. Nu plutește pe romantism, ceva, se ocupă de corpul uman. Sculptura zice, Hegel, exprimă în plenar corporalitatea carnă
Și dă explicații autorul și cum a lucrat Plămădeală la elaborarea figurii lui Ștefan. Cum a văzut locurile unde a fost bătălii lui, unde a mers la podul înalt, la celelalte. Apoi poezia operează, dragii mei, cu reprezentări. În vremea ce sculptura operează cu prezentări, adică cu emoția directă. Poezia apelează la ceea ce ai făcut și ți-a imprimat, ți-a reprezentat în imaginarul tău, când sculptura îți dă viu. Și ceea ce vreau să închei este că problema corporalității este foarte interesantă în artă. Am avut ocazia să vorbesc cu un tânăr poet și om de cultură și cu aptitudini în filozofie, care se numește Alex Cosmescu. Și eu l-am întrebat Alex, pentru că eu l-am rugat odată, da, Alex, băi, eu am ajuns la vârsta mea, vreau măcar să mă inițez o leacă în Elină, în greacă, pentru un manuscris, un manual, ceva, o promis și nu m-a mai dat. Zic, eu să mor și nu o să știu. Ce bază s-a format civilizația europeană? Să mă la cuvinte, să mă dumiresc. Așa. Și el întreba Alex, tu la ce teză lucrezi, la ce idee, la ce subiect? El mi-a spus așa, și am fost foarte impresionat. El a spus așa, cuvânt și corporalitate. Cuvânt în artă, în poezie, în proză, arta scrisului și corporalitate. Apoi iată, acestea am avut să vă spun, deși mult încă rămân, și ca să revin la cartea domnului Mălănețchi, este o, chiar spuneam și pentru public mai larg, este un monument, este o recompensare, este o datorie mare împlinită față de marele Alexandru Plămădeală. Pentru că el nu s-a produs numai în monumentul lui Ștefan. Noi când eram studenți, mergeam la Max sau nu știu unde, era distrus liceul Donici. Și acolo era bustul lui Donici. Pe urmă a fost distrus. Domnul Mălănețchi spune că multe lucruri care au scăpat de război, de astea au fost distruse mai târziu. Și acum se distrug și se distrug și se fărâmă și se distrug. Și cel mai mare minune este că Olga, soția lui dragă, a dus-o încă 50 de ani, în timpul ce frumusețe, ca să poată în veșnicie termina memoria marele Alexandru Plămădeală. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Vladimir Rășteagă. Ceea ce mi-a părut foarte important în această parte e faptul că domnul Vasile Mălănețchi alege să includă aici nu doar texte ale autorilor din diferite domenii, s-a spus, scriitori, critici de artă, artiști plastici, contemporanei al Alexandru Plămădeală sau din a doua jumătate a secolului al XX-lea, ci și câteva texte semnate de însuși Alexandru Plămădeală, le include în compartimentul Plămădeală prin el însuși. Vă citam dintr-o scrisoare ale lui Alexandru Plămădeală, dar găsiți aici și două articole publicate de el în 1933 și 1934 în Gheața Basarabiei. Bine, citind aceste articole, descoperim că Alexandru Plămădeală a fost și un excelent critic de artă. El se referă la artiștii plastici tineri, omologhează, dă note, foarte laconic, dar foarte și foarte percutant. Am să vă citez câteva secvențe din articolul publicat în 1934, Salonul Basarabean de pictură, sculptură, grafică și artă decorativă. Despre Tatiana Baiarna, zice, a dat flori fără aer și două etude,
în care se denotă un talent prăvit, se mai cere școală. Despre Kaufmann Irina, un talent cu inclinațiune spre arte decorativă, se mai cere muncă și multă muncă. Despre Berezovski Mihail, veneratul iconom Sacrofor a prezentat numeroase peisaje, rezultatul muncii sale continue și intense. Se vede mare afecțiune către artă. Sau despre Eugenia Goldenberg. Are în coloritul ei ceva posomorât, chinuit. Portretele de altfel interesante ar câștiga mult dacă ar avea mai multă lumină. Îl invit acum pe domnul Tudor Stăvilă, critic și istoric de artă, să ne vorbească din interiorul acestei cărți, pentru că este unul dintre autorii lucru și în volum. Care a indicat locul unde a fost
Dumnezeu în momentul acesta. Nu a fost. Cu siguranță. Este de programul în altă viață. O lucrez cu Luis Payat, francesc, care a activat în locul Sfirez 22 de ani. El a fost unul dintre persoanele care a întâlnit cele mai importante chestiune de legătură și cu pastoralele întâlnit. El a fost coordonator, director, școlii de pediatrie pastoralele. El a fost unul dintre fondatorii societății de pediatrie. El a fost cel care a organizat expozițiile acestei societăți. Și până la urmă, el a fost cel care a construit pomprele și colecția viitorului Dumnezeu de Ani. Tot pe apariția acestei cărți, care se decorează de văzut din Marea Mescrii, merită toată simpatia și toată admirația noastră. Mulțumesc! Mulțumim. Domnul Victor Ciobanu a amintit că această carte apare cu contribuția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Este foarte important că există acest program de editare a cărții naționale, datorită căruia apar și astfel de volume considerate necomerciale, dar foarte și foarte necesare. Programul datorită căruia cărțile ajung în biblioteci și mai ales în bibliotecile din sate care nu prea au fonduri să procure carte. Domnule secretar de stat, domnule Chistor, vă invit să ne spuneți câteva cuvinte. Amorată asistență, dragi colegi, domnule președinte, doamna director, Eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru această invitație de a participa la acest frumos eveniment. Îmi cer scuze, în primul rând, pentru faptul că m-am întârziat, că, din păcate, vin de la Filarmonică și acolo știți situația care este. Dar eu, deosebită plăcere să fiu astăzi aici la acest eveniment, vreau să-mi exprim și recunoștința și admirația autorului acestei cărți, în faptul că a reflectat, în primul rând, asupra ceea ce a reprezentat Alexandru Părmăgeală, care sunt contribuțiile acestuia, care sunt formările acestuia, în sens bun. Mă bucur foarte mult că am reușit prin programul nostru a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, programul de editare a Cărții Naționale, să finanțăm aceste apariții. Suntem niște apariții extraordinare din punctul de vedere al cunoașterii a cei ce au reprezentat aceste mari personalități de culturii, în general, ale artelor plastice. Și este încurajător faptul că aceste cărți, într-adevăr, vor ajunge în bibliotecile din Republica Moldova, în bibliotecile publice, completăm acest fond. Nu este mult, vorbesc domnul Ciobanu de situația cu muzeul, eu vorbesc în general de situația cu publicarea de carte și mi-aș fi dorit ca nu doar 5 milioane pe care dorim anual să le dedicăm literaturii, dar mult mai mult. Și aș fi vrut ca mult mai mult însăși scriitorilor sau cei care sunt autori acestor cărți să meargă în satele sau în raioanele noastre și să prezinte aceste cărți, pentru că avem nevoie să comunicăm mai mult, avem nevoie să ne întâlnim mai mult și eu chiar am acesta, am salutat o inițiativă a domnului Gerezeanu, atunci când am mers într-o localitate, într-o raion, și a prezentat anumite cărți care apar sub editura Cartier și chiar este bucurător acestor. Alexandru Părmăgeală, s-a vorbit foarte frumos aici. E bine, câteodată, să asculți aceste discursuri extraordinare din partea acestor personalități, pentru că, într-adevăr, Alexandru Părmăgeală a fost o personalitate în domeniul culturii, personalitate care a ținut acel nivel artistic înalt a artelor plastice din Republica Moldova, chiar dacă a avut frumoasa, așa,
reușit să combine frumos atât activitatea didactică, cât și activitatea de manager, cât și activitatea artistică. Nu este simplu, dar vedem că i-a reușit și a reușit prin aceste lucrări care astăzi rămân simboluri de stat în Republica Moldova și astăzi care rămân și cumva ar trebui să ducă mai departe această placă aprinsă a lui Alexandru Panadeală în domeniul artelor plastice prin colegiul care vă avem astăzi la Chișinău. Eu vreau să mulțumesc încă o dată autorului, domnul Malănescu. E o carte pe care o voi citi cu drag, chiar dacă am fost, sunt președinte împreună cu doamna Șerpinschi, acestei comisii de editare a cărții naționale. Din păcate nu am reușit să o lecturez pe toată, dar cu drag voi lucra această carte. Cred eu este de datorie fiecare dintre noi și, cum spuneam, este mai important și să mergem să comunicăm cu colegii noștri din Raioane, cu colegii noștri din școli, din licee, pentru că prea puțin se vorbește despre cultură, prea puțin se vorbește despre personalitățile din domeniul culturii și prea puțină interacțiune. Mai punem și această pandemie care, din păcate, ne-a făcut și mai distanțați unul de altul și este un lucru frumos atunci când reușim, chiar dacă într-un mod mai restrâns, să ne întâlnim și să discutăm și să cunoaștem mai bine personalitățile culturii românești și din Basarabia. Mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce ați făcut, domnule Maxim Malănescu, în această carte extraordinară, Culturii Știința, care s-a îngrijit de această carte, așa cum știe să se îngrijească de și de alte cărți care apar la această editură și nouă tuturor să ne dorim, în primul rând, sănătate și să iubim ceea ce avem, pentru că ceea ce avem astăzi va deveni patrimoniul cultural în următorii ani. Mulțumesc! Vă mulțumim! Avem cuvântul, avem timpul să-i oferim cuvântul domnului Vasile Malănescu, cel care cu multă perseverență s-a îngrijit de acest volum, căutând prin arhive și biblioteci, susținut firește de echipa Editurii Știința și, în ultimul rând, susținut de doamna Tamara Malănescu, care acum este și operator. Transmite la revedere de pagina de Facebook a Muzeului. Domnule Vasile Malănescu, vă rog. Deci eu voi urma sfatul Alexandru Panadeală, care a spus aici, de la acest microfon, că primele mulțumiri, papa, trebuie să aduce zeilor. Deci eu vreau să vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră, celor care ați venit azi aici, pe timp de pandemia. Unde se răspunde? Doi. Vreau să mulțumesc Ministerul Culturii pentru că a găsit bani să finanțeze niște proiecte editoriale, inclusiv a alocat bani pentru editarea acestei cărți. În al treilea rând, vreau să mulțumesc scriitorilor, în special domnului președinte Arcadie Suzuran, tocmai a ieșit de aici, pentru faptul că i-a oferit posibilitatea să ne întâlnim aici, în această sală zisă cu liniște, din Casa Scriitorilor. În al patrulea rând, vreau să mulțumesc direcției Muzeului Național de Literatură, în persoana doamnei director general Maria Șlechtițchi, pentru faptul că ne-a îngăduit să ne ocupăm în cadrul orilor de program de la muzeu, de pregătire pentru bipar, a unei cărți care s-ar părea că nu ține în inclusiv de procesul literar. Deci mulțumesc, doamne Șlechtițchi, pentru înțelegere și sprijin. Și în ultimul rând, dacă tot am vorbit de zi, vreau să vorbesc și de îngeri. Mulțumesc! Îngerilor care m-au sprijinit în acest proiect, care cu multă migrată, cu multă răbdare, au coborât asupra filelor de manuscris și au făcut corectură, au făcut lectură, contribuind la pregătirea cărții pentru departe. Deci, mulțumesc îngerilor. Cum îi cheamă? Cum îi cheamă? Am gândit și eu la Tamara Malănescu.
despre Alexandru cel Modern. Am auzit și asemenea aprecieri că este depășit, că nu mai este actual. Vă rog să mă credeți, am studiat tot ce s-a scris timp de 100 de ani despre acest mare artist plastic basarabean. Și îi îndemn pe critici, mai degrabă pe detractori, să nu încerce să-l aducă pe Alexandru Plămădeală în contemporaneitate. Dar mai bine să coboare dânsii, să urce dânsii la nivelul de acum 100 de ani, să zicem, când și-a început activitatea Alexandru Plămădeală și când aici, practic, nu erau arte plastice. El este cel care a înființat o școală de arte plastice, mai bine zis, a preluat-o și a reorganizat-o, a înființat o societate de arte frumoase, cu multiple expoziții aproape anuale. S-a produs acolo și ca director, dar și ca profesor de desen și de sculptură. A animat procesul literar artistic din provincia sa natală, reprezentând la nivel național Basarabia. Era, propriu zis, echivalent cu cei mai cunoscuți artiști plastici, sculptori ai timpului său. Am găsit în Arhivele Naționale din București o listă de sculptori care erau recomandați pentru a fi abordați de doritorii de afacere și ridica monumente în anumite localități. Deci, alături de Păciurea, de Oscar Han și de alți câți, mai este și Alexandru Plămădeală acolo. Deci a fost apreciat la scară națională, ca un artist de meritoriu al timpului său. Nu în ultimă instanță, Alexandru Plămădeală a fost cel care a pus bazele Pinacotecii Municipale din Chișinău. A organizat acea expoziție din 1939, venind cu propunerea ca cele mai bune lucrări să fie reținute pentru viitoarea călărie a municipiului Chișinău. Lucru care s-a și întâmplat atunci. N-a avut copii Alexandru Plămădeală. A avut, de fapt, un copil, Victor, care a decedat de prunc. Dar uitați-vă ce a făcut Alexandru Plămădeală. Din cei 18 copii pe care i-a avut familia preotului Mihail Plămădeală și soția sa Ecaterina Stratan și ea, fiică de preot, au împărțit ca să părintească. Nu știu câte părți, câți erau maturi atunci când s-a făcut testamentul. Dânsul, având o singură parte din această moștenire, casa părintească, a cumpărat de la frați și surori celelalte părți, astfel ca să întregească casa și să rămână o singură proprietate, pe care a lăsat-o prin testament soției sale Olga. Mă gândesc eu că nu întâmplător a făcut acest lucru. Acolo, în curtea casei, pe strada acum de se numește București, numărul 52, sculptorul a avut și atelierul Creație. Deci gândul lui, cu siguranță, era acela ca într-un viitor apropiat, în posteritate, să se facă un muzeu memorial, Alexandru Plămădeală, care să găzduiască și sculpturile sale pe care le-a lăsat soției, o parte le-a dăruit în 43 municipiului Chișinău, și, bineînțeles, o parte din acte de documente, ca să se facă acum un muzeu memorial. Și dacă nu s-a făcut până acum, înțelegem, știm, ne dăm seama de ce nu s-a întâmplat acest lucru. Deci este o neîmplinire. Nu a lui Alexandru Plămădeală, este a noastră, cei care ne considerăm urmașii săi spirituale. Deci trebuie să facem acest efort pentru a aduce la îndeplinire acest vis sacramental, dacă pot să zic așa, al lui Alexandru Plămădeală. Și toate atunci vom considera cumva că ne-am achitat de o parte din datorii pe care le avem.
Am adunat în acest volum tot ce s-a scris valoros despre Alexandru Glămădea, la activitatea și opera Sancti de 100 de ani, din 1918 până în 2018, deci un centenar, 100 de ani. Nu știu dacă e mult sau este puțin. Studiați această carte și veți vedea totodată cum au evoluat interpretările. Receptarea lui Alexandru Glămădeală de-a lungul timpului în trei epoci diferite, în perioada românească, unde Alexandru Glămădeală, sculptorul, care nu făcuse ore de limba română, nu făcuse școală în limba lui maternă, a făcut studii în limba rusă, s-a întors în 1918 de la Moscova și a fost dat să activeze, să se producă, de fapt, ca sculptor, ca artist, într-un alt mediu, într-o altă societate. Dar domnul Beșleache consider că a fost un destin împlinit prin opera sa. A fost un destin împlinit. A fost un om până la urmă, în pofida tuturor dificultăților. Fericit și a plecat în păcat. A avut o soție pe care l-a iubit-o și care l-a iubit. A creat, a lăsat opere, a muncit cu toate puterile și cu talentul pentru, poate sunt cuvinte mari, dar așa a fost, pentru prosperarea culturii și artei naționale aici, în Basarabia. Ce putem să mai cerem unui om? A plecat, cred că, la timp, ca să nu se răsfrângă și asupra lui destinul tragic al Basarabiei. O săptămână, două, înainte de a veni, cum zicea Pan Halipa Nefodov, năprasme cu sfârșit al Basarabiei românești, care a ținut perioada de grație, cei 22 de ani, din 1918 până în 1940. În fine, consider că istoricii artei, oamenii de cultură, scriitorii mai au o sarcină să pună pe masa cititorului un studiu monografic în care să fie prezentate exhaustiv, pe bază de documente, viața, activitatea și opera lui Alexandru Glămădeală. Închei cu această doleanță și pot să mă consider și eu păcat și mulțumit pentru că am reușit să adun în această carte textele valoroase care s-au scris până acum despre Alexandru Glămădeală. Cred că este o bază solidă de la care, se poate porni pentru realizarea acestei opere fundamentale care s-ar numi viața, activitatea și opera lui Alexandru Glămădeală. Și nu în ultimul rând, trebuie să facem tot ce ne stă în putere ca să avem la muzeu, la Chișinău, Muzeul Memorial Alexandru Glămădeală. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Sema Alețchi, ne-am apropiat de sfârșitul serii. Vă mulțumim încă o dată că ați fost prezenți la acest eveniment. Aș vrea să fac un anunț. Muzeul va avea și alte activități săptămâna viitoare. Pe data de 28 octombrie vom vernisa o expoziție dedicată Valentinului Suceobanu, se împlinesc 101 de ani de la nașterea artistei. Iar pe 31 octombrie vom avea iarăși o vernisare de expoziție, o expoziție dedicată lui Andrei Ciomba, la fel se împlinesc 100 de ani de la naștere. Și voi încheia reluând îndemnul doamnei director Maria Jleanfitschi. Cumpărați, căutați și cumpărați cartea Alexandru Glămădeală, promotor al frumuseții clasice, citiți-o, recomandați-o prietenilor, iar cei care ați reușit să o cumpărați, vreau să vă apropiați de coordonatorul acestui volum pentru un autograf. Vă mulțumim și vă mulțumim de muzeul continuare.